Gie. Haide, luați unul să... Mulțumesc pentru această melodie frumoasă care tot o postez la mine pe Instagram. Îmi place foarte mult. Păi de la tine am luat-o. Ah, mulțumesc. Da, 450 vechi. Bravo. Da, bravo. Ia uite ce cadru drăguț. Că... De ce ne punem atâtea bluze dacă oricum nu ne ajută la nimic? Cum nu ne ajută la nimic? Întoarce-te. Lorena, întoarce-te un pic. Acum și către... Bine. Păi, dar de ce vă întoarceți toate cu... pe încolo? Adică... Pentru că Teo este bărbat și trebuie să-l intimideze. Eu mă întorc la tine că nu mai am nimic. Cum nu mai ai nimic? Că ai! Am, dar sunt vechi, sunt de demult. Păi nu vrei să le înlocuim? Ba da, da. Para înlocuirlos. Îmi doresc os. Și ai vorbit os cu soțos. Dar ce trebuie să vorbesc cu soțul? Da. Să plătească soțul. Să plătească, evident. Cadous. Se rezolvă. Orice plăcere are Andreea, se rezolvă. Aniversaria. Aniversaria, giochero mucho. Așa vezi, așa vezi. Voi ce v-ați făcut? În afară de sâni, v-ați făcut operație. Tu ți-ai făcut la nas. Da, și ea că aveam mari probleme. Semănam. Tu? Și eu mi-am făcut la nas, da. Pero por qué? Perché surorile sisters aveau o problemă. Da. Dar tu nu ai fost niciodată complexată din cauza asta. Mi-aduc aminte că am și discutat despre subiectul ăsta. Da, dar începuseră foarte multă lume să mă jignească. Și apărând la televizor mi se vedea mult mai mare, că televizorul mărește. Da, și... nu pe peste tot, că eu m-am mai uitat la niște cadre, de exemplu, cu mine nu prea mărește. E, de ce să te mint? Da, să nu fii modest. O poziție proastă, e, adică nu e. Păi da, dar nasul e pe față. Da. De asta e mai la vedere. Spuneam că la un moment dat ai cedat. Da, eram într-o seară în oglindă, mă machiam să ies afară și mă vedeam de o urâtă. Zic, nu trebuie să mă operez nasul, nu mă mai suport. Am pus mâna pe telefon, am sunat, zic, dacă acum nu faci programare să plecăm luni, asta era sâmbătă când l-am sunat, zic, nu mă mai operez, că știi că mie mi-e frică. Zi și făcut, luni deja am plecat în Turcia și m-am operat. Și pe sora ta cum ai convins-o? Păi n-am convins-o că ea s-a rugat de mine de la 14 ani. Serios? Da, la 16 ani m-am dus să mă operez, dar nu s-a putut. La 18 ani, deci nici n-am făcut bine, cred că aveam o săptămână de când aveam 18 ani, direct m-am dus să mă operez. Era foarte complexată. Eu sunt foarte obsedată să arăt bine. Deci eu mi-aș face orice. Nu orice, că aproape. Orice. Da, să arăt orice bine. Orice, dacă... mi-au tot ce e mai frumos. Mai să arăt bine, sunt complexată. Că Andreea iese așa oricum din casă nemachiată. Eu nu pot. Eu trebuie să arăt cel mai bine și când duc gunoiul. Dar ți-ai ieșit operația asta din prima? Am mai făcut odată operația la nas. Mi-a ieșit, dar... Acum 3 luni. De ce? Erai nemulțumită sau? Nu, avea ea, vroia mult mai mic, mult mai bari. Dar nu s-a putut, mai... pentru că am niște probleme la nas și nu s-a putut mai mult de atât. Păi arată foarte bine așa. Păi da, este foarte frumos așa. Păi da, nici acum nu ești mulțumită? Ba da. Ba da. Gură, că am simțit-o. Din punctul ei de vedere și-ar mai face încă 5 la nas, dar na. Eu sunt foarte fericită, Teo, pentru că acum pe Instagram există foarte multe filtre, există încă un program. Și de ce stau eu să mă tot aranjez? Bag direct filtrul ăla și gata, sunt păpușică. Dar nu se prinde nimeni? Ba da, se prinde. Cât hate îmi iau, dar știi, nu sunt singura. Știi că toate fetele astea de pe Instagram. Cam poze arătăm, că și de mine toată lumea. Și vai cum arătai înainte, câte operații ai, câte ți-ai făcut. Ce mi-am făcut? Decât un nas și niște sâni. Ce zi, că și niște buze. Că ești operată dantură? Rău. Nu, dantură, nu. A, și buze, dar nu e buze, nu, dar la dinți nu. Adică n-avem, nu, sunt, nu. Ai tăi. Se vede că sunt. Dantură foarte frumoasă, da. Se vede, adică sunt uruți? Nu. Sunt foarte frumoase. Să sperie, să sperie, nu-i spune, se vede că sunt naturali. Mâine, adică... mâine încere fațete. Nu. Deci, buze, pomeți, nu? Nu, n-am nimic decât nas și sâni. Și puțin în buze, dar puțin că mie nu prea îmi ține acidul. Și toată lumea, vai cum arătai înainte, cât te-ai operat, cât m-am operat, două operații. Schimbarea, adică, atunci când îți faci nu, dar eu am poze de... Uite, schimbă toată fizionomia. Toată fizionomia și voi ați spus poze foarte vechi. Îți dai seama când aveam 13-14 ani, că arătam altfel față de la 21 de ani, nu? Păi, da. Și arătam altfel la 13 ani. Sunt încă în creștere, vă dați seama că mă... Ești încă în creștere? Păi nu sunt, am 21 de ani.
Unde, unde vrei să unde mai vrei crești? Să crești? Da. În experiență. Da, până la ce vârstă crezi că o să mai crești așa? Și până pe la 25 tot o să mă schimb, nu? Eu așa... Adică voi înțelegeți ce vrea să spună. Evident că înțelegem ce vrea să spună. Dar las-o fetelor să vorbească. Bine, gata, eu, eu sunt supărată, pot să vă zic și eu de da, te rugăm, păi te-am simțit. Dar n-are legătură cu... Are legătură cu furtul de Instagram. Da, de unde știți? Am auzit că aveai, un fond, că aveai un cont de Instagram cu da. Cel puțin 50.000 de followers. Și da, și mi l-am închis. Cum? Nu, mi l-am închis. Păi, eu postasem în ziua aia niște poze în costum de baie. Am zis că de la poze, că știți că nu prea e ok. Mă rog, dar erau poze normale în costum de decente. Baie. Nu, da, nu erau foarte indecente. Decente, foarte sexy. Erau sexy, dar nu indecente, că altele postează... Și am zis că de la alea. După vreo două zile mi-au dat mail că mi-au închis din cauza că fur identitatea altei persoane să trimit poză cu buletinul și cu un cod scris pe foaie, nu știu ce m-au pus ei să fac. Am făcut tot ce mi-au cerut. Cred că sunt două luni și nu mi-au mai dat niciun răspuns. Am mai rugat pe cineva, s-a mai ocupat de chestia asta. Le-am mai trimis un mail. Mi-au zis că din cauza situației cu COVID-ul nu au timp să verifice profilul meu de Instagram. Ce legătură are? E robotul care se ocupă de alovirus. Și la robot ține mai mult. Da, sunt supărată rău de tot în legătură cu asta. Vă dați seama, aveam toate amintirile mele tot acolo pe Instagram. Curând mi-am schimbat telefonul și mi-am șters. Am avut probleme cu memoria. Am zis, lasă frate, șterg toate astea și le-am pe Instagram oricum. La arhivă acolo rămân. Și nu mai am nimic, s-a dus toată viața mea. Lasă că facem alta. Nu mai am nici de ce să-mi fac poze, dar ce mai îmi fac poze? Mi-am făcut alt cont, într-adevăr, dar nu mai accept la nimeni. Accept decât la cine cunosc. Auzi, dar aveai bifă luată de la Instagram? Nu aveam. Păi vezi. Înseamnă că ți-a furat dacă nu m-ai ajutat contul. Tu să-mi fac bifă. Nu, dar probabil că cineva ți-a intrat, ți-a luat contul și au dat către Instagram că tu îl accesezi și nu ești tu persoana probabil, care deține da. Contul. Și atunci... S-ar putea ca peste o lună să te trezești cu un telefon dacă îți vrei contul înapoi. Hai să ne întoarcem la operațiunile bravo, estetice. Secrete. Voiam să vă întreb un lucru, că eu până la urmă tot nu m-am lămurit. Își ia hate pe Instagram cine are operații estetice sau nu? În mare parte da și da. Adică eu sunt foarte... toată lumea mă acuză că vai câte operații ai, v-am zis... Dar, la urmă, eu v-am zis, eu fac orice să arăt bine. Bineînțeles, tu? Cred că mi-a venit o idee acum așa, repede, ca să vadă toți telespectatorii și... Aoleu, mi-e frică să mă gândesc. Toată lumea care crede că sora mea are 20.000 de operații estetice. Într-o zi, Teo, venim la tine. Da. Și o să vină în costum de baie ca bravo. Să vadă lumea că arată foarte bine. Bravo. Și că nu are operații. Nu, bursucule. Ba da, eu sunt de acord. Adică... Eu, dacă vrei și acum ne dezbrăcăm. Dar tu ți-ai luat hate când ți-ai schimbat fizionomia? Nu mi-am luat hate, doar că erau pro și contra. Ba că trebuia să rămân cu nasul vechi, era mult mai frumoasă. Ba că acum nu știu ce, dar oricum, Teo, crede-mă. Nu-mi plăcea cum arătam cu nasul acela față de cum arăt acum. Vai, deci n-aș mai putea să am nasul acela. Era oribil, mare. Dar dacă ți-ar fi spus cineva atunci că vei spune ce spui acum, ai fi crezut? Nu cred. Nu cred. Ce înseamnă? Da, dar n-aș mai încerca. Mi-e frică de operații. Cu toate că am acum o problemă foarte mare. Ia. Trebuie să mă operez la ochi, să-mi fac blefaroplastie, pentru că mi s-au lăsat ploapele. Bun. Mi-e frică. Mi-e frică de anestezie, mi-e frică de orice, dar trebuie. Vreau să-mi pun și eu în buze, vreau să-mi fac pomeții, vreau să-mi fac totul, pentru că vârsta, gata, am aproape 36 de ani. Ok. Mamaie! Mamaie! Gândește-te că anestezie e locală. Tu vorbești cu doctorul în timp ce... Blefaroplastia nu, trebuie totală. Ce le povestea nouă, că e locul Brândușica. Brândușa, că a plecat cu mașina la Botoșani. La Botoșan, da. A condus după aia. Da, ore întregi. Am văzut pe internet că este... Nu! Mică, îți face acolo locală. Vorbești cu doctoresul. Da. Îți face ca poliția locală. Păi nu, că atunci mai rău intru în fibrilații. Nu pot să stau nemișcat așa și să simt. Mai bine mă anesteziezi, nu? Nu, frate, dacă anesteziezi, exact. De ce? Dacă nu anesteziezi, ea nu stă nemișcată. Păi și cum procedăm? Mai bine, așa mai fac dacă mă
anesteziază total, mai îmi schimb un sân, mai fac și o îmbunătățire, gata, nu mai. Mă uit pe Instagram ăsta, toate fetele cu sâni atât, toate fetele cu fundul atât, toate fetele cu buzele așa, păi toate, n-ai spus toate, tu că-s toate. Filtre. Păi nu, că să știi că la astea care le văd, să știi că sunt operate toate, din cap până în picioare. Aha, și dar de unde îți dai seama? Păi le cunosc. Auzi, câte operații ai, Andrei? Eu două mari și late. Nas și sâni. Atât? Atât, păi ce să... Și mi-am pus în buze acum mulți ani. Și îmbunătățiri doar buze. Atât, dar nici nu mai am acum. Dar știi ce fac, nu? Că eu sunt sincer, îmi dau cu creion peste să pară mai mari. Și nu sunt singura, să știi. Păbănesc. Da. Deci acum ai vrea să-ți faci o anestezie totală și să schimbi așa sâni. Da. Bine, ce... Ploapele astea aici ai zis. Da, ce-mi doresc eu ar costa vreo 50-60 de mii de euro, ce aș vrea. Îi avem? Vrei să schimb corpul? Cam da. Capul și corpul, în rest ești perfectă. Dar ce vrei să... Vrei să ce vreau. Deci vreau așa. Vreau blefaroplastie, vreau schimb mamar, da. Vreau liposucție, grăsimea care o am în zona fundule. Bravo, ești deștept. Vreau ketais, vreau ketais înseamnă să ia de aici, să întindă, da, ochi. De pisică, să-i facă da. De pisicuță. Da, să fie o pisicuță. Da, miau. Neagră, da, care zgârie rău când la trebuie. La nas ai mai lucra? Nu. Dacă tot ești adormită cu totul. Hai, lasă-mă, vrei să mă fac? Nu, nu te întreb dacă... Nu, sunt foarte mulțumită de nas. Bun. Pomeții, ciarcănele, buzele, bineînțeles, șanțurile de aici, gușa. Deci avem mult de lucru, scuze-mă, dragul meu. Te întreb, dar crezi că o să te mai recunoască telefonul? Dar nici nu vreau să mai mă recunoască, îți dai seama după aia. Unde-i Tonciu, care-i Tonciu? Eu sunt, iuhu! Soțul? Soțul o să o mai fie mândru. O de nevastă, că... A, să fie sigur. Da, după aia va trebui să vină iar să mă ceară de nevastă, alt să inel, facă altă nuntă, da. Alt cadou, altă vacanță. Deci, practic, tu ai vrea să intri într-un șantier în lucru. Ce s-o da, aș vrea, dar nu știu dacă se deplinește, că mi-e frică. Da, deci... Așa am fost și cu nasul. A durat 6 ani să mă operez la nas, până când... Tu vrei mai multe intervenții dintr-o anestezie totală? Adică da, să stea doctorul cu mine 10 ore, să mă facă 10 ore. Da, tu vezi că anestezia. Păi nu că... O să te doare și unghia. 12 doctori. Păi indiferent, și nu trece. Și își bandaja cu totul ca o mumie. Nu te doare Lorena, și unghia de la mână? Lorena, bagă-i mințile în cap. Să-i bagă și ea vrea. Ea mă îndeamnă, Teo, ia, dacă eram în locul tău. Doamne, cât te-mi făceam. Doamne, ce mai îmi făceam. Doamne. Auzi? Eu mereu mă iau de ea că nu-și face. Și zic, măi, măcar puneți buze, fă-ți ceva la față, gen injectabil. Nu. Auzi, dar tu dacă ai intrat într-o sală de operații, acum, anestezie totală, 10 ore, ce ai schimba? Deci ai spune doctorului cu liniuță, vreau ce? Zi. Ce vreau și eu, nu? Liposupție. Nu, că n-are nevoie, că deci la microfon să nu uiți. Am gușă. Gușă, da. Gușa. Un pic la burtică. Da, să grăsimea. Să pună la fundule tot așa, ca să fie frumos, da? Da. Și la față, așa, nu știu. Un pic de pomeți, buze, da. Stimați telespectatori, dați-mi voie să-mi exprim sincera îngrijorare asupra faptului că Bursucu știe atât de multe despre grăsimuța care se bagă de colo-colo. Am așa o angoasă, vă mulțumim, fetelor, foarte mult. Zis, sperăm că și m-am scos din grăsime și mi-am băgat în... Da. Ia uite, păi de ce crezi că am mers ăsta? Vă mulțumesc mult. Auzi? De tot, fetelor. Mă duc către parizer. Da, un mulțumim test de vedetă, n-ai vedea și tu. Bagă ce vrei, că mai am niște parizer. Păi am Liviu, figuță, ce pot să fac? Cu cine? Cu Liviu! Care? Mititelu! Adevărat, uite-l pe grătar!